Bună seara și bine v-am găsit la review-ul pentru All In 2023. Abia ce s-a terminat, eu sunt Chiaun, m-am uitat la tot show-ul și a fost genial. Nu o să vorbim despre ce a fost în pre-show sau kick-off sau cum vreți să-i spuneți. Bucata aceea de oră, dar au fost două meciuri. Nu le-am văzut în întregime, că mai făceam niște treburi pe aici prin casă înainte să mă apuc de meci. Așadar, hai să începem cu meciurile. Primul meci a fost CM Punk și cu Samoa Joe. Apropo, să fac câteva paranteze legate de acest review. Am făcut și un live, deci o să puteți vedea reacțiile live pe YouTube. Problema este alta. Având în vedere că nu am cont de pabana pe ce or fi meciurile de la AEW ca să văd pay-per-view-urile, am văzut și eu mai pe site-ul de alea mai pe nașpa și se tot întrerupea. Pentru că n-am mai atacau și ei pe acolo cu drepturi de autor și astea. Dar măcar am văzut mare parte din show în direct și am avut niște reacții wow. Deci, să începem. Primul meci, CM Punk cu Samoa Joe pentru centura lui Punk de adevăratul campion mondial. Ei bine, n-am avut pretenții mari de la meci și a decurs chiar bine. Ei sunt rivali de foarte mult timp încă din vremea Ring of Honor-ului. CM Punk l-a bătut pe Samoa Joe și în turneul pentru Cupa Owen Hart și asta a accentuat și mai mult rivalitatea dintre ei. S-au mai și atacat pe la Collision de câteva ori. Și asta a făcut meciul mult mai interesant. Am avut și un pic de poveste. Bine, povestea foarte lungă. Cei care i-au urmărit în perioada Ring of Honor sunt sigur că s-au bucurat și mai mult de acest spectacol. Dar oricum, la meciul ăsta am dat 4,5 stele. N-am avut pretenții și a fost foarte bun. Și a spart CM Punk capul. Cei drept, fiind AEW, este normal să vedem mai mult sânge că este TV14+. Nu vreau să vă aud în comentarii cu domne că AEW e ca WWE, că WWE are așa și AEW așa. Bă! Noi aici facem review la spectacol și fiecare companie de wrestling are stilul său. Mai pe karate New Japan, AEW mai sângeros și mai vulgar, GCW și mai și se taie filiator de pizza, WWE mai pentru copii cu povești mai lungi. Ați prins voi ideea. Deci ăsta ar fi meciul dintre Samoa Joe și CM Punk. 4,5 stele, meci s-a terminat printr-un pedigree de pe colțul ringului dat de CM Punk. O manevră mișto. M-am bucurat să văd manevre noi de la CM Punk, de la care, sincer, nu m-aș fi așteptat să le facă, pentru că știm cu toții că CM Punk e varză cu corpul său. A stat și foarte mult timp în afara ringului, a avut și multe accidentări, dar să sperăm că nu mai începe iară să se bată prin culise. Mi-a zis careva în comentarii că s-ar fi bătut acum cu Jack Perry, cu Jungle Boy. Sper să fie vrăjeală, că altfel ce dracu iar îl suspendă. A doilea meci al show-ului a fost 3v3-ul dintre Golden Elite și Golden Bullet Club sau doar The Elite, îmi scapă de numirile. Nu mai stau să le înșiruiez tuturor numele acolo că au fost foarte multe nume în câteva meciuri, dar ideea stă în felul următor. De la meciul ăsta aveam niște pretenții un pic mai mari. Jay White are și manevra lui Bray White, un fel de Sister Abigail, dar parcă zice Switchblade, dacă nu greșesc. Nu sunt mare fan Jay White, n-am văzut prea multe meciuri de la lui, dar știu că e un wrestler bun oricum. Are ce-i trebuie. Și mă așteptam să-i făcut un pic gen, să-i fi dat lui Omega un Switchblade, un Sister Abigail, dar să îl pupe înainte pe frunte ca și Bray White. Oricum am avut și omagii pentru Bray în show-ul acesta. Chit că este de la compania rivală, wrestlerii se respectă între ei în continuare, chiar dacă probabil patronii se detestă din toate punctele de vedere. Match-ul am avut de la el, ca să zic așa, niște pretenții un pic mai mari. S-a terminat cu un roll-up din partea lui Takeshita, lui Konosuke Takeshita, sper că nu greșesc numele la restul de japonezi, asta e, cer scuze, le dau cât îmi el la anul de Paște, dar am avut manevre bune, au intervenit și băieții lui Billy Gunn, dar oricum, un meci foarte bun, putea să țină mai mult, dar cred că atât au vrut ei să încadreze pay-per-view la doar 4 ore, nu 5 sau 6 cum ține unul WrestleMania. La meciul acesta am dat tot 4,5 stele. Am uitat să adaug la meciul acesta între Golden Elite și Golden Bullet Club că există o mică istorie între Takeshita și Kenny Omega. Cam ei doi ar fi rivali, s-au mai bătut și Jay White cu Omega prin New Japan și mai multe din istoria lor din New Japan nu prea știu. Dar oricum, vedem ce mai urmează că sigur nu se oprește aici rivalitatea. Dar mă bucur că Takeshita este un wrestler chiar bun, a avut meciul ăla al său. Parcă el a debutat chiar împotriva lui MJF, încă de când era campion MJF.
era la începuturi ca și campion NCF și de atunci a debutat fix cu un meci împotriva campionului mondial și a avut un meci super bun, Takeshita. Eu sper ca Takeshita, sper că nu i-am greșit numele, să aibă o carieră lungă în AEW, că este un wrestler foarte bun. Următorul meci a fost pentru centurile AEW Tag Team dintre FTR și Young Bucks. Un meci super bun, foarte multe pinuri din care s-a ieșit miraculos. Cele două echipe sunt chiar printre cele mai bune. De FTR se zice că ar fi cea mai bună echipă. La un moment dat aveau vreo câte 3 rânduri de centuri pe ei. Dar și Young Bucks mi se par super buni. Sunt oameni care detestă Young Bucks că ar fi circari. Dar mie mi se par super talentați. Sunt și agili, au manevre mișto. Și la microfon sunt ok. Caracterele lor sunt bune. Nu știu de ce nu le-ar plăcea Young Bucks. Poate, na, pentru faptul că sunt face și de-aia, cine știe. Dar sunt oameni care detestă wrestler dintr-un motiv sau altul. Oricum, meciul 5 stele, a bătut FTR. Manevre întoarse, manevre furate de la unii la alții. Meciul serii după mine, mă rog, în cazul meu că mi-e plac meciurile mai hardcore, dita mai bătaia care a fost între BCC cu Santana și Ortiz împotriva Best Friends și cu Penta El Zero, Penta El Obscuro, că și-a și schimbat echipamentul la un moment dat, și Eddie Kingston, aceeași echipă cu Penta și cu Best Friends. Când vine vorba de meciuri de-astea, e tipul haos, astea mă prind pe mine. Da, e și mișto, sunt mișto și meciurile cu o poveste și așa. De-o parcă prefer să văd haos, sincer. Am văzut destule meciuri cu poveste când eram mic, vreau și o să văd mai mult haos. Și a fost haos o grămadă. Ce mă oftic este că la un moment dat s-a întrerupt live-ul, când și-a pus o bandă dublă adezivă, ăsta Orange Cassidy pe mână, și a băgat mâna așa, niște cioburi, să-i dea Orange Punch lui Claudio și l-a oprit Moxley. A fost o fază în care i-a băgat, Eddie Kingston i-a băgat, nu mai știu care i-a băgat în cap lui Moxley scobitorile, că a mai pățit ceva de genul New Japan. Mox are o fantezie să-și spargă capul, să fie plin de sânge, să se taie, nu știu ce face în pat cu Rene Young sau Rene Patek o cheamă acum. Ați prins voi ideea. Da, unora tot așa, nu le place Moxley pentru că e prea sângeros, că își sparge capul mereu, dar pe capitolul manevre și caracter este foarte bun. El este pe stilul mai hardcore. Da, gusturile nu se discută în capitol de wrestler. Altora le plac cei care sunt ultra babyface, altora le plac băieții răi că sunt mai miștoși și par mai periculoși și cam așa e, încep să-mi plac și mie îmi plac mai mult băieții răi, sincer. De ce sună parcă vorbesc despre gusturile mele sexuale? Mă rog, meciul acesta a primit 5 stele, am avut foarte multe momente spectaculoase când e vorba de bătaie de-asta în arenă, de stilul Anarchy în arena, acum s-a chemat altfel meciul, dar oricum, sau schinjuit ăia în ultimul hal. A fost o fază și ca acum vreo 2 ani la, nu la Blood and Guts, parcă la Anarchy în arena când a fost în echipa lui, parcă a fost tot așa BCC-ul contra Inner Circle sau Jericho Appreciation Society, una din facțiunile lui Jericho. Știți, când a venit Eddie Kingston cu canistra de benzină? E, de data asta a venit Kingston cu scaun cu sârme ghimpată. Nu la fel de periculos a arătat, dar oricum a fost mișto și momentul ăla cu scaunul cu sârme ghimpată. A bătut Orange Cassidy. Nu mai știu pe cine a pus pinul. Ori pe Moxley, ori pe Claudio. Cesaro, caz că nu știți cine e. 5 stele la meciul ăsta, haos total, meciurile de genul ăsta mereu mi-au plăcut și vedem ce o să fie săptămâna viitoare la All Out. Deci nici nu a trecut bine, e mai pay-per-view anului mai mare decât WrestleMania și vine All Out-ul. Abia aștept. După mine, în opinia mea, meciul pentru femei mi s-a părut cel mai slab. Nu neapărat că am ceva cu femeile, dar pur și simplu mi s-a părut mai slab calitativ. Au fost și meciuri bune pentru femei de-a lungul istoriei și în WWE și în AEW. Da, nu m-a dat pe spate meciul pentru femei, așa că probabil i-am dat 3 stele sau 3 stele jumate. O să pun acum pe ecran, că mi-am trecut pe not pe ce meciuri au fost. Dar oricum, cred că 3 stele i-am dat. Da, cred că i-am dat 3 stele. 3 stele rămâne de acum. Deci, a fost așa, campioana Hikaru Shida, bine că nu i-am pus și numele, împotriva Surayei, care este din Anglia, englezoică, Soraya Page, actuala nevasta lui Rooney Radke, solistul de la Falling in Reverse, fost care a umblat cu, cine a umblat, mă? Cu Del Rio, cu Brad Maddox. Brad Maddox îl filma pe ăsta, pe Xavier Woods, în timp ce o bulea pe asta. Dacă știți filmele alea bine, dacă nu, lasă, nu-l mai căutați, că s-ar putea să vă umpleți de virus.
Eram și eu mai mic pe atunci. Așa. Deci a fost Soraya, campioana Hikaru Shida, Dr. Britt Baker, TMD, probabil cea mai decorată femeie din AEW. Cred că de două ori a avut centura la pentru femei. Cred. Nu sunt sigur. Dar acum mi se pare cea mai ca lumea dintre toate. Și fosta campioană, Toni Storm. Ei bine, au avut un meci cât de cât ok. Mi-a plăcut că la intrarea Surrey a mai avut niște oameni cu ea. Nu știu cine erau, îmi pare rău, sunt un incult. Și a intrat pe Queen, We Will Rock You. Pentru că, na, au mai avut unita mai concertul Queen, dacă nu greșesc, pe Wembley. Și, mă rog, locuia în Anglia Freddie Mercury, dar de origine era pakistanez, parcă, sau ceva pe acolo, nu era englez, tot, dar na, acolo a trăit mare parte în viața lui, probabil. Oricum, a intrat pe We Will Rock You, publicul a adorat chestia asta. Și după aia a venit și Toni Storm pe imnul Marii Britanii, dacă nu greșesc. Era imnul Anglii, parcă. Dacă greșesc, scrieți-mi comentarii. Deci a intrat Toni Storm pe imnul Marii Britanii, deși ea e din Australia. Mă rog, Australia aparține Imperiul Britanic, și australienii încă au steagul Marii Britanii pe un colț din drapelul lor. Deci s-ar putea să mai administreze nițel, nu sunt strat independenți. Mă rog, nu discutăm despre politică într-un videoclip legat de review-ul unui show de wrestling. Și orice show, show-ul anului. Care, apropo, a avut peste 81.000 de spectatori. Un număr foarte mare, mai mult decât la WrestleMania, mai mult decât la foarte multe WrestleMania. Cel mai mare show de wrestling l-a avut parcă WCW în colaborare cu New Japan, nu mai știu când, 95 parcă, în Coreea de Nord. Au avut 100.000 de oameni acolo, dar aia a fost politică, na, că Coreea de Nord, na, au avut sprijin politic. Aici nu prea a fost nimic politic, doar distractiv și atât. Oricum, nu știu dacă e a avut, mi se pare că WrestleMania 32 a avut cei mai mulți oameni în public și WrestleMania 3. Dacă greșesc cifrele, ziceți-mi în comentarii. Dar oricum, revin la meciul pentru femei. Nu prea au fost multe chestii care m-au dat pe spate. S-a și întrerupt de câteva ori live-ul și fix când a bătut Soraya n-am văzut faza. A vrut să o prindă Britt Baker pe Hikaru Shida în manevra ei să-i bage mâna cu mânușa în gură, să o stranguleze, însă n-a reușit. Și da, n-am prea multe de spus. S-au luat la bătaie cele două, că Toni Storm a lovit-o pe o roșcată care venise cu Soraya și a venit și Ruby Soho să le oprească. Deci în final, 3 stele pentru meciul ăsta, nu m-a dat pe spate, dar oricum Felchter, Soraya, că într-un final a câștigat centura feminină în AEW pentru că a avut o carieră excepțională în WWE. Păcat că după ce a fost accidentată de Sasha Banks, actuală Mercedes Monroe, care a fost și ea în public, de-au filmat-o câteva ori, mă așteptam să debuteze, cine știe, poate ne așteaptă ceva mișto la All Out. E bine că măcar a mai câștigat și ea o centură la ea acasă în Anglia. Următorul meci, Darby Allin și cu Sting împotriva lui Christian Cage, cel care s-a autodeclarat campion TNT, deși centura a câștigat-o Lucha Saurus, ceea ce mi se pare foarte ampulea, e un pic cu capul Christian Cage acum, Christian Cage. Crazy, mă rog. A nebunit un pic Cristianu, cine știe. Așa, deci, Darby Allin și cu Sting împotriva lui Christian Craig și Swerve Strickland sau Mongol Embassy sau... Sper că n-am pocit prea multe nume în episodul ăsta. Deci, au avut cei doi un match, coffee match, la care i-am dat 4,5 stele pentru că Sting, în continuare, deși are 63 de ani sau cât are, continuă să se lupte. Bă, și face scheme bune, se aruncă de nebun pe orice. Deci omului nu e frică de moarte, că s-ar putea să rămână paralizat. Deci, eu tind să cred că Sting o să aibă în continuare manevre și apariții în AEW și CM Punk o să se retragă și mulți alții care sunt mai în vârstă un pic acolo. Deci mi se pare incredibil, se mișcă mai bine că Ric Flair decât mulți alții. Undertaker pe 55 cred că s-a retras, sau 56, adică spune multe despre Sting, chiar este o legendă vie omul. Au avut întâi la intrare un cinematic în care Sting era Jack Spintecătorul și a venit ca Joker Sting, cei care au urmărit TNA-ul știu mai bine, și au intrat Sting și cu Darby pe Seek and Destroy de la Metallica, ca să fie așa mai pe placul publicului. Oricum, mi-a plăcut și meciul acesta, foarte, foarte multe momente mișto, a intervenit și Lucha Saurus, Sting, ca să nu fie închis în sicriul ăla sau coșciu sau
care Dumnezeule e diferența, a pus bâta, s-a oprit și în final când l-a băgat pe Swerve în sicriu, i-a rămas câteva dreaduri acolo, dar nu cred că se pun alea, n-ai bine. Dacă îl punea pe unul Chelios, nu mai avea avantajul ăsta. Oricum, au bătut Darby și cu Sting și în continuare Sting continuă să facă performanțe și niște momente la care nu mă așteptam. Deci, Sting câte meciuri a avut în WWE? 3? Unul cu Big Show, unul cu Triple H și unul cu Seth Rollins? Și atât. Și după aia s-a accidentat. Și acum în AEW se aruncă de pe orice apucă, de pe scări, de pe apron, de pe rampa de intrare. Are 2 ani de când a debutat sau 3 ani și încă face faze șmechere. Deci Sting este o legendă vie și tot respectul meu pentru Sting. 4,5 la meciul ăsta, că n-a fost de 5, dar a fost bun. Super impresionat Sting și chiar și Darby a avut niște momente geniale. Următorul meci care tot așa a fost dezamăgire un pic, de fapt nu chiar dezamăgire, n-am avut pretenții și nici n-am avut de ce să am pretenții, Jericho cu William Ospreay. Sunt conștient de faptul că Jericho are vreo 50 și ceva de ani și el, adică nu mai e în floarea vârstei. Acum 4 ani când a început AEW era un pic mai tânăr, chiar era în formă, a avut să înainte și niște meciuri super bune prin New Japan cu Kenny Omega, dar a început omul să îmbătrânească, să nu mai avem pretenții de la el. Însă a avut acum un meci cu William Ospreay, care e printre cei mai buni wrestler la ora actuală, posibil wrestlerul anului, a avut un super meci cu Kenny Omega la show-ul dintre AEW și New Japan, când scapă acum, Forbidden Door, așa, a avut un super meci la Forbidden Door. Dar oricum, 3,5 stele am dat la meciul ăsta, nu m-a dat pe spate, dar au fost momente mișto în care Jericho a trișat fiind heel. Oricum era clar că bate William Ospreay, că era la el acasă, că el este britanic, a venit cu centura USA din New Japan, deci, da, nici mai mult, nici mai puțin, 3,5 stele pentru un meci pe Wembley, a prins bine fiind acasă la el, dar n-a avut cine știe ce prestații Jericho, niște scheme de alea de heel și mai mult a căra meci, mai mult chiar a căra meci William Ospreay. Poate va avea Jericho meciuri mai bune în viitor. Jericho este o legendă, este super bun la microfon, a avut caracterul ăla la debutul său în AEW excepțional, dar vârsta își face simțită prezența. Penultimul meci care a fost super bun, House of Black vs. The Acclaim. Și la intrare, Buddy Matthews avea felinarul precum Bray Wyatt ca să-i aducă un mic omagiu. M-aș fi așteptat să-i venit Eric Rowan, dar a fost la SmackDown, n-o fi avut timp să vină, nu știu. Dar oricum, mi-a plăcut că au fost multe momente în care s-au stins luminile, oamenii au scos telefoanele cu lanternele și scandau toți Thank you Bray. Deși erau la AEW, oricum, wrestling-ul este wrestling, este și... nu are importanță ce companie e. Un wrestler trebuie să fie respectat, că face meciuri bune în orice companie ar fi. Și Bray chiar a fost un wrestler super bun. Foarte creativ, dar cum au fost meciurile lui planificate, cam nasol. Revenind, House of Black, ca de fiecare dată, o prestație super bună. Brody King, dita mai animalul, cum face... cu tatuat și mai ieșit tatuat ca un membru Yakuza, Malakai Black printre preferații mei din AEW, că știți că mie îmi plac caracterele astea mai creepy, oleac, așa, mai înfricoșătoare, mai spooky, cum zic francezii. Și The Acclaim, care sunt tot așa printre preferații mei, bineînțeles, a fost și Billy Gunn. Deci Billy Gunn e popular cum era în DX, sau poate chiar e mai popular decât atunci cu faza asta, cu Caesar Me Dead, se potrivește la fix. Și am pe la începutul meciului a fost dita mai forfecirea. Băieții din The Acclaim au forfecit-o pe Julia Hart. Știu că sună foarte porno, dar i-a dat dita mai siză, dita mai forfecea la Juliei. Super tare! Multe faze mișto în care au ieșit din pin. Billy Gunn a ieșit surprinzător dintr-un pin și au câștigat meciul The Acclaim. 4,5 stele, n-a fost de 5, i-aș fi dat 4, dar pentru cum a forfecit-o pe Julia, îi dă 4,5. Asta e egalitatea între sexe, să se bată corp la corp, ce naiba. Oricum, un meci super bun, a mai avut și un mic discurs de final, n-au zis la intrare Caesar Me Dead Yes, au zis după meci. Ceva de genul, bă, acum 2 săptămâni sau 2 luni am crezut că nu ne-ai părăsit sau așa, ai zis lui Dead Yes, lui Billy Gunn. Acum, pe Wembley aici, fața
81.000 de oameni, Caesar minte, yes. Deci asta cu forfeceala este genială. Super murmeciu, 4.5 stele. Și main eventul serii dintre Adam Cole, baby, și The Devil, MJF. Au avut un meci de 5 stele, categoric cu meci de 5 stele. Au avut o poveste în spate, oamenii scriau în comentarii pe live că s-au ținut super bine comparativ cu Bloodline-ul, chiar mai bine, pe o perioadă scurtă au făcut ta mai povestea. Poate o să continue, de fapt sigur o să continue, pentru că MJF și cu Adam Cole sunt campioni și Ring of Honor Tag Team. Mi-a plăcut o fază cu scaunul, că au încercat o chestie ca și Eddie Guerrero și au tot împărțit scaunele Adam Cole cu MJF. Ca într-un final să fi căzut Adam Cole pe spate ca și cum ar fi fost lovit, și MJF ce a făcut? A deschis scaunul și a pus capul în el, s-a culcat și el pe jos. Bă, și m-a bufnit un râs când s-a trezit arbitru și a făcut Adam Cole o față. Super mult momentul ăla. La care a mai avut și intervenția lui Roderick Strong, sper că nu i-am greșit nici lui ăsta numele, să-l păcălească pe Adam Cole că, bă, eu sunt prietenul tău. A vrut MJF să-i dea tombstone pile driver pe masa comentatorilor. N-a vrut să-i dea. A vrut să-i dea cu inelul în cap să-și pună să-l termine. Nici atât. MJF a câștigat un match curat, fără să trișeze. La alte meciuri a trișat, de exemplu, cu Bryan Danielson și cu mulți alții. A mai trișat cu inelul, cu ce a apucat el. Dar meciul ăsta l-a câștigat curat, fără să trișeze. Ei bine, a intervenit după aia Roderick, i-a dat un șut în ouă lui MJF când și-a pus înapoi jos la chiloței inelul. Vă dați seama ce durere a fost pe capul lui. I-a dat cu manevra de final și Adam Cole, arbitru reșinat. Pe la 19 am numărat până a început arbitrul să numere cum s-a ridicat. Bineînțeles că ești MJF, era de așteptat asta. Și la un moment dat s-a dat un double clothesline și s-a numărat până la 3, s-au numărat unul pe altul și a zis egalitate. Adam Cole a zis, încă 5 minute, că mai avut eu un meci înainte. MJF a zis, no, nu ne ajung 5 minute. Și au început din nou să se bată. Adam Cole chiar a fost, el a fost heel-ul meciul ăsta, nu MJF. Deci MJF a fost pur face, el care e The Devil și a avut și o intrare pe băsură ca și diavolul, că era cu niște femei după el, mă rog. Ce faze au mai fost? I-a tras jos maioul cu Better Than You Baby, Adam Cole, MJF. Și l-a dat la un moment dat și Adam Cole jos, că l-a păcălit ăsta Roderick Strong, că bă, eu sunt prietenul tău, nu ăsta. Deci au fost niște jocuri ale minții, niște mind games-uri, cum zic italienii, super bune. Da, într-un final a bătut MJF cum era de așteptat. Ne-am așteptat să-l atace Adam Cole, deci am zis că Adam Cole face heel turn-ul pe MJF. Nu s-a făcut niciun heel turn. Ăsta, Roderick Strong, îi zicea, atacă-l, mă, nu știu ce, i-a dat și ăsta centura. Ia centura, execută-mă odată. Nu l-a executat, a luat în brațe și Roderick Strong a nebunit când a văzut asta. Bă, poveste bună, meci bun. 5 din 5 stele, dar eu zic că meciul serii, după mine așa, că sunt eu mai bătrân și mai de la țară, mi-a plăcut cel mai mult. Dezastrul ăla în arenă când și-au spart aia capetele pe acolo. Dar fiecare cu părerile sale. Care a fost meciul vostru preferat? Care sunt wrestlerii voștri preferați din AEW? Așteptați să vină și All Out-ul? Vreți să mergem la anul, ne strângem cât mai mulți acolo, să mergem la All In la anul? Că o să vezi și la anul pe 25 august, tot pe Wembley. Oricum, poate o să fie și mai multă lume, mai aranjează aia cumva pe acolo locurile, arena, nu știu cum fac ei, dar minunat. Cel mai mare pay-per-view pe care l-au vrut AEW și a ieșit super bun. Vedem ce ieși săptămâna viitoare la All Out. Surprinzător, n-am avut niciun de bun, niciun return la evenimentul ăsta. A făcut AEW un show cu MJF, care este cel mai mare heel la ora actuală, probabil, el și cu Dominic. Bine, Dominic e un labagiu, dar nu contează. Câștigă un meci curat, cel mai mare heel la ora actuală. Și n-au avut nevoie de niciun debut să facă show-ul mișto. Adică s-au întrecut pe ei la show-ul ăsta. Că știți că ca pe la toate pay-per-view-urile aproape debuta mereu careva sau se întorcea careva. Nu, n-au folosit nici CM Punk cu MJF. De exemplu, după meciul lor, să vine CM Punk cu centura să zică asta e centura adevărată. Nici atât. S-au întrecut pe ei. Au demonstrat tot ce e posibil. Bine,
pentru unii care detestă AEW ar trebui să nu existe sânge, să nu fie niciun fost wrestler în WWE, să nu fie niciun, nu știu, sunt unii care detestă din toate punctele de vedere AEW, deși e o companie care are un public diferit un pic așa față de WWE, e mai de adulți, mai cu înjurături, chiar de copii, mă rog, fiecare se uită la ce vrea. Vă aștept în secțiune comentarii să-mi răspundeți la întrebările astea. Meciul vostru preferat din seara asta, sau, da, aseară, mă rog, când vedeți voi clipul, wrestlerul vostru sau wrestlerii voștri preferați din AEW și dacă așteptați, All Out. Pe data viitoare, ciao les tuturor!